Continuăm în aceeași formulă cu acești jucători. Aubameyang ce a făcut deci în primul meci? Un gol și o pasă de gol. Băi, nu-i rău. Costa până acum are 3 goluri, 2 pase de gol în 3 meciuri. Lucrurile merg bine. Jucătorii avea nevoie de un fitness. Cam da. Bun. Luăm un fitness cu 1500 dacă reușim. Nu de alta. E mai complicat decât pare. Dacă vă place această serie, mă zic încă o dată, nu uitați să lăsați un like, pentru că, să știți, contează. Suportul vostru este foarte apreciat. Și faptul că am postat mai des este și datorită vouă și susținerii pe care ați avut-o. Am făcut peste 10.000 de vizualizări la vreo 3 videoclipuri, ceva de genul ăsta, ceva fenomenal. Și cred că am putea ajunge în prima divizie până luna viitoare. Ar fi, ar fi fenomenal, ar fi incredibil. Ar fi ceva de nemai văzut. Un moment istoric. Ar fi o nebunie. Of, 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 vai, vai, vai. În sfârșit, am găsit adversar Velica Cristina. Tristan, da? Băi, nu, jucăm cu o fată? Nu pot decât să joc cu crucea pe piept. Cristina, serios? Wow! Super tare, dacă e o fată, e fantastic. Are, Cristina are o echipă de, din Spania. E Oblak, Felipe Luis, Godin, Pepe și Carvajal. După aia l-are pe Koke, Isco și un jucător, nu știu, cred că e Jovetic. Și e Carrasco cu Iago Aspas și cu... N-am văzut, nu. Nu mi-a scăpat ultimul. E cumva Jovetic mijlocaș central? Da. Cristina, ne vom duela cu ea. Asta voi face, cred, un video separat, e prea tare. Joc cu o fată. Într-un sfert, divizia 1, Sanchez. În Oblak. Și e primul meu match ever de putut cu o fată, dacă într-adevăr se joacă așa. Draxler. Poate șuta Draxler, apără Oblak. Nu cred. Oblak. A, Farman. Trebuie să schimb asta înainte de un meci, că altfel Farman ăsta nu se lasă, mă jur. Domnul Farman are probleme. Vrea el să bată tot, vrea să facă lucruri, că se plictisește în poartă probabil. Asta e viața de portar la oastea creștină. N-ai ce face. Te plictisești. Stai că îmi sună telefonul. Oh, nu. Stai că atacă Cristina. Șutează în Socrates. Alo? Uite, joc cu o fată în drumul spre Divizia 1, cu Cristina, așa o cheamă. Sau cel puțin așa scrie la nume. Acum... Joc FIFA cu Cristinuța. Ia, Dembele! Cu centrale, e Aubameyang acolo, farfecă, Carvajal respinge, e corner. Da, e corner. Mă chinui cu fata asta, e minutul 14. Nu e bună. Centrale e bună, Aubameyang, farfecă pe lângă, nu! De ce? De ce mi-ai făcut asta, Aubameyang, ce? Dembele? Hai, Aubameyang, Aubameyang. În careu. Hai de tată! Filipe Luis intervine, Aubameyang e puțin izolat acolo în flanc. Însă scoatem în centru și acolo Draxler. A, șutează un Jovetic, incredibil. Se apără bine până acum, autobaza lui Cârțu. A, o dăm în centru, e liber spațiul acolo. Dembele trece, Dembele! Apără Oblak, e fenomenal Oblak. Absolut incredibil acest start de meci. O ține în joc la 0-0. Cu ajutorul împăratului de la Atletico Madrid, Aubameyang cu capul, e tac acolo. Mic carambol, până la urmă reține Oblak. N-am văzut așa ceva. Farman, ieși, hai. Hai, Farman, hai, tată. Far... Mamă, frate. Băi, Farman ăsta e diliu. N-am văzut așa ceva. 30 minutul. 0-0. De 5 ore a scos Oblak. Hai, una bună cu capul. Nu se poate. Are o echipă bună, să știți. Mai puțin Jovetic ăla, cred că strică tot. Costa, ce pasă lui Aubameyang! Gol! Las-o! Mania! Spre Divizia 1 cu noi! Aubameyang! O pasă absolut incredibilă! N-am văzut așa ceva! Ce frumos!
Ce culoare a găsit Aubameyang între cei doi fundași ai lui și îl trimite pe Costa spre primul gol. Mingea e la Costa, tackle bun, n-are răbdare. Renato, Costa, superb. Dacă am putea totuși să trecem, trecem și Costa! Wow! O plac! Wow! Absolut fantastic acest oblac. Draxler. Ce pasa lui Draxler. Continuăm. Costa nu poate trece de Godin. Părarea e foarte solidă. Foarte bine ține de minge, dar până la urmă a intervenit Socratis. Dembele, superb. Dembele, extraordinar. Mingea sare la Draxler, care pasează superb. Ce fază de pase! Mingea în spate. Gustavo cu șutul. Bară! Nu! Aubameyang până la urmă, Costa, lângă poartă, ce fază, doamne. Gustavo a fost aproape de un gol, până la urmă rămâne doar 1-0. S-a fluierat, am avut multe șuturi, foarte multe șuturi și posesie 100%, 60% posesie, 12 șuturi, 89% passing accuracy. Isco, pasă foarte bună la Carrasco, care are viteză și dribbling. Urcă Carrasco, pasă în flancul drept, dar Luis Gustavo și arată valoarea, e superb. Pe partea defensivă e fenomenal. Wendel, ajuns la mijlocul terenului. Dembele, superb. Și o pasă din Rabona, dar n-ajunge mingea Draxler. O ținem în teren. Oh, Carvajal. Ce bine a venit cu Carvajal. Jovetic, care strică tot. Eu vedeți, nu e om de pas, nu e om de dribbling. El e om care să șuteze, să dea gol. Nu poate fi jucat acolo. Dacă mă urmărești, te sfătuiesc să-l scoți de acolo. Măcar joacă cu doi atacanți, ai putea. Oh, ce pasă superbă. Aubameyang la Sanchez. A fost offside. Nu pot să cred și ce frumos am continuat. Tah, ce bine a venit Tah acolo. Și culoare de pase. La Aubameyang, ce bine protejează Aubameyang. Și pasează la Costa, 2-0, gol ușor. Trebuia să dea Costa gol, că Costa e un goal getter, mai e jucător. Ia uite mă, ce faceți mă? La dărâma Dembele, nu știu ce voia să facă Dembele. Oh, 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 Văleleu, ce trecere, ce intrare e bună. Și e Dembele acolo, cu Rabona, nu pot să cred. Nu se poate bloca de Godin. Aoleu, au, greșit-o. A greșit-o. A, nu pot trece. Dar blochează Gustavo. Vai ce fază, vai. A fost spectacol total. Sfârșit de meci. 2-0 cu Cristina. Cristina GG. Dacă ești pe aici, nu știu dacă urmărești acest canal al meu de YouTube. Un meci frumos, spectaculos. S-a jucat liber. Costa a făcut diferența cu Aubameyang. Și am învins. Primul meu ești cu o fată pe YouTube și cred că s-ar putea chiar din ce am jucat FIFA pe internet vreodată cu o fată. 2-0 și aici se termină. 58% posesie. Am avut 10 puncte. Am acumulat și 2 victorii de 6 meciuri și suntem acolo în divizia 3. Dacă v-a plăcut acest meci și 100% v-a plăcut, lăsați un like. Și cam atât. Eu am fost Teo.